care sunteți întristați, veniți și-L căutați pe Domnul, El va veni cu putere mare și va lumina ochii slujitorilor Săi. Sionului, iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile și spre bucuria inimii noastre, Domnul va face auzit glasul măririi Sale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Iubiți frați și surori în Hristos, suntem în a doua duminică de Advent. Acest timp de pregătire pentru venirea lui Iisus în mijlocul nostru la Crăciun. O venire pe care noi, în mod tainic, în mod sacramental, o celebrăm la fiecare sfântă liturghie, o celebrăm și acum, pentru a beneficia de roadele acestei întâlniri, să primim îndemnul pe care Sfântul Ioan Botezătorul ni-l dă în Evanghelia de astăzi, acela de a ne converti. Îi cerem iertare lui Dumnezeu și fraților pentru păcatele noastre, pentru momentele în care nu am trăit porunca iubirii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu, mielul fără pată, îndură-te. Care pentru mântuirea lumii ai fost dat la moarte, tu care ai murit nevinovat, îndură-te.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și milostiv, dă-ne, te rugăm, harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui, El care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. În ziua aceea va ieși o mlădiță din trunchiul lui Iese și un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul științei și al fricii de Domnul. Își va găsi bucuria în teama de Domnul, nu va judeca după aparența ochilor, și nu va lua hotărâri după cele auzite cu urechea. Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate și va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiași ai țării. Va lovi pământul cu toiagul gurii sale și îl va ucide pe cel nelegiuit cu suflarea buzelor sale. Dreptatea va fi ca cingătoarea coapselor sale și fidelitatea cingătoarea mijlocului său. Atunci lupul va sta cu mielul și leopardul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și animalele îngrășate vor fi împreună și un copilaș le va călăuzi. Vaca și ursoaica vor paște împreună și puii lor se vor culca la un loc. Leul va mânca paie ca boul. Copilul alăptat se va juca la gaura viperei și cel înțărcat își va întinde mâna în vizuina năpârcii. Nu vor face rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de conștiința Domnului, așa cum apele acoperă fundul mării. În ziua aceea, rădăcina lui Iese va fi un steag pentru popoare, pe el îl vor căuta neamurile și locuința lui va fi glorioasă. Cuvântul Domnului. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. Dumnezeule, dăruiește regelui judecățile tale și înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta, și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna, el va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. El îl va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor.
numele Lui să fie binecuvântat în veci, cât va fi soarele să dăinuiască al Său nume. În El vor fi binecuvântate toate neamurile pământului și toate neamurile îl vor preamări. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin statornicia și mânghierea Scripturilor să avem speranță. Dumnezeul statorniciei și al mânghierii să vă dea aceleași sentimente unii față de alții ca ale lui Hristos Iisus, pentru ca într-un cuget și într-un singur glas să îl glorificați pe Dumnezeu și pe Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiți-vă unii pe alții, după cum și Hristos v-a primit pe voi, spre gloria lui Dumnezeu. Vă spun că, într-adevăr, Hristos a făcut slujitorul celor circumciși pentru a împlini promisiunile făcute părinților și a dovedi astfel că Dumnezeu este credincios și pentru ca națiunile păgâne să-L glorifice pe Dumnezeu pentru îndurarea Sa, după cum este scris. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta psalmi pentru numele Tău. Cuvântul Domnului. Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul predicând în pustiul Iudeii. El zicea: convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acesta este cel despre care a spus Isaia, profetul, care zice: glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Acest Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele în jurul coapselor sale, iar hrana lui erau lăcustele și merea sălbatică. Și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Văzând că mulți dintre farizei și saducei veneau la botezul lui, le spunea:
fui de vipere. Cine va învăța să fugiți de mânia care vine? Faceți deci rod vrednic de convertire. Să nu credeți că puteți spune, îl avem ca tată pe Abraham, pentru că vă spun că Dumnezeu poate să ridice lui Abraham fii și din pietrele acestea. Secura este deja la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Eu vă botez cu apă spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt în stare să-i duc încălțămintea. El vă va boteza în Duh Sfânt și cu foc. Lopata de vânturat este în mâna lui și va curăța aria sa. Va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge. Cuvântul Domnului. Lăudați pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Iubiți frați și surori în Hristos, ne aflăm în acest timp al Adventului, un timp de pregătire intensă pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Un timp de pregătire. Dacă cineva ne-ar întreba pe stradă, cum te pregătești pentru sărbătoarea Crăciunului sau pentru sărbătorile care vin? Noi, în mod sincer, cum i-am răspunde? La ce ne-am gândi? Ce ne-ar veni mai întâi în minte? Probabil că fiecare dintre noi are răspunsurile sale. Numai că există un mare risc să ne gândim la multe lucruri atunci când ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului sau, cum mai spun unii, sărbătorile de iarnă, nici nu mai e Crăciunul în centru. Sunt multe lucruri, spuneam, la care ne putem gândi, dar riscul este să uităm esențialul. Eu zilele trecute eram în călătorie prin țară și la un moment dat trebuia să mă opresc să cumpăr ceva. Și fiind aproape de un oraș pe care nu prea îl cunoșteam, am văzut un centru comercial la intrarea în oraș. Și m-am gândit că e locul potrivit să intru și să cumpăr acel lucru. A fost o mare greșeală, pentru că după ce am intrat în acea parcare imensă, mi-am dat seama că erau cozi foarte mari la ieșire. Era o singură ieșire. Și de pe toate străzile era stop, străzile laterale, și trebuiau să treacă cei care veneau pe aleea centrală. Ca să intru a fost ușor, dar ca să ies mi-a luat vreo 20 de minute. Și atunci m-am întrebat de ce erau acele cozi. Am văzut de fapt și în câteva magazine în interior că erau cozi la casă pentru a plăti lucrurile pe care mulți le-au cumpărat. Și m-am gândit, atunci n-am avut curiozitatea să fac acest lucru, m-am gândit ce a fost cu câteva zile înainte, atunci când erau acele reduceri despre care s-a vorbit atât de mult. Toată lumea aleargă, toată lumea merge la cumpărături, catedralele adevărate au devenit de fapt supermarketurile, centrele comerciale. Nu spun că toate acestea sunt lucruri rele. De multe dintre aceste lucruri avem nevoie, dar oare de toate? Și chiar dacă am avea nevoie, pregătirea noastră pentru sărbătoarea Crăciunului ar trebui să constea în primul rând în acestea? Dacă da, atunci s-ar putea ca în exterior să avem o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare plină, bogată cu de toate. Dar în sufletul nostru
va fi sărbătoare? Iată o întrebare la care vă invit să răspundem astăzi, ajutați de cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care l-am proclamat și despre care Sfântul Paul ne spune în a doua lectură: tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin statornicia și mângâierea Scripturilor să avem speranță. Iată, cuvântul lui Dumnezeu este cel care menține vie speranța în sufletul nostru. El ne dă lumină, El ne ajută ca această pregătire a noastră să se centreze, să se focalizeze pe ceea ce este cu adevărat esențial. Astăzi ne este oferit, ca și călăuză, ca și ghid, Sfântul Ioan Botezătorul, care este glasul celui care strigă în pustiu. El este glasul, este vocea. Cel care se va naște este cuvântul, logosul, cuvântul care s-a făcut trup, cuvântul ia naștere dintr-un raționament, dintr-o gândire, în planul lui Dumnezeu. Cuvântul este fiul veșnic al Tatălui. Glasul este cel care se aude în afară. Ioan este glasul care se aude în pustiu: pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Ioan este în pustiu, în pustiul Iudeii, ne spune Evanghelistul Matei. De ce oare Ioan începe să predice în pustiu? Oare nu era mai indicat să meargă la Ierusalim, acolo unde erau învățații, unde erau saducei, unde erau farizei, unde era adevărata religiozitate, unde toată lumea mergea să aducă jertfe la templu? De ce Ioan începe să predice în pustiu? Pustiul este locul prin excelență în Biblie, locul întâlnirii omului cu Dumnezeu. Ne aducem aminte că poporul lui Israel, atunci când a ieșit din robia Egiptului, a parcurs pustiul timp de 40 de ani. De 40 de ani, să zicem, a avut nevoie Dumnezeu pentru ca să-i ajute să se elibereze de mentalitatea de sclavi, pentru că ei în Egipt erau sclavi. Și pentru a provoca în ei o schimbare de mentalitate, de gândire, pentru a-i ajuta să treacă de la mentalitatea de sclavi la aceea de oameni liberi, i-a condus prin pustiu. I-a dus la situații extreme în care practic ei nu mai puteau să facă față, pentru a înțelege că depindeau de Dumnezeu și că Dumnezeu era cu adevărat cel care putea să-i salveze așa cum i-a salvat din robia Egiptului. Rămăseseră fără hrană, iar Dumnezeu i-a hrănit cu mană. Rămăseseră fără apă și El a făcut să iasă, să țâșnească apă din stâncă. Spuneam, deșertul, pustiul, este locul în care noi înțelegem că suntem în fața lui Dumnezeu. Este locul în care noi trebuie să lăsăm la o parte anumite certitudini cu care ne-am obișnuit, anumite lucruri care ne fac să credem că noi suntem stăpânii absoluți ai vieții noastre, că statutul nostru sau poate puterea sau banii sau lucrurile pe care noi le posedăm ne dau o anumită garanție. Uităm că de fapt acestea sunt trecătoare, sunt lumești. Azi putem să le avem, mâine putem să nu le mai avem. Dar noi, în pustiu, în deșert, îl întâlnim pe Dumnezeu, cel care ne vorbește de la inimă la inimă. În primele secole, în secolul al IV-lea mai exact, când a apărut monahismul, cei mai mulți se retrăgeau în pustiu, pentru că acolo era locul privilegiat de întâlnire cu Dumnezeu. Nu mă mai interesează nimic altceva, sunt în fața lui Dumnezeu, sunt cu El, viața mea depinde de El. Pentru că certitudinile acestea despre care aminteam mai înainte riscă uneori să ne rupă de Dumnezeu. Riscă uneori să ne facă să credem că totul se rotește în jurul nostru, că totul depinde doar de noi, de ceea ce noi putem să facem, de ceea ce noi putem să decidem. Dar dacă
nu mai putem face aceste lucruri, dar dacă apare o boală necruțătoare, dar dacă dă faliment o bancă și banii noștri s-au dus, dar dacă se întâmplă un accident, dar dacă apar alte situații care ne iau aceste certitudini, noi cu ce mai rămânem? Viața noastră pe ce s-a bazat, pe ce s-a întemeiat? Iată, pustiul, spuneam, este acel loc în care noi ne eliberăm de zgomotul, de zarva, uneori de haosul pe care îl creează locurile aglomerate. Îl creează zgomotul pe care îl fac toate mașinile și toată tehnologia modernă. Nu-L mai auzim pe Dumnezeu. Glasul celui care strigă în pustiu nu mai ajunge la urechile și nu mai spun la inima noastră. Îndemnul pe care Dumnezeu ne-l adresează prin intermediul evangheliștilor, prin intermediul profeților, prin intermediul lui Ioan Botezătorul astăzi, acest îndemn nu mai ajunge la inima noastră, pentru că urechile noastre sunt ocupate cu altceva. Nu mai putem auzi așa cum a auzit Zaheu când l-a întâlnit pe Iisus: astăzi vreau să intru în casa ta. Și Iisus spune: astăzi a intrat mântuirea, a intrat pacea în această casă. Dacă noi ne retragem în pustiu, iar aici insist că toți avem nevoie de experiența pustiului, nu este vorba doar de un loc, e vorba de o stare a sufletului nostru. Ne retragem în inima noastră, lăsăm la o parte celelalte preocupări, acolo putem să-L întâlnim pe Dumnezeu care ne vorbește de la inimă la inimă, care ne spune: astăzi vreau să intru în casa ta. Nu contează dacă ești bolnav sau păcătos, eu pot să te vindec. Nu contează dacă ești slab, eu pot să-ți dau tărie, să-ți dau putere. Nu contează dacă alții spun nu știu ce despre tine, eu te cunosc așa cum ești și te iubesc așa cum ești. Iată experiența deșertului de care avem nevoie, a pustiului, un loc retras. Acel loc poate fi chiar și trebuie să fie chiar inima noastră, pentru că acolo Dumnezeu ne așteaptă, în interior, nu în tot ceea ce vedem în jurul nostru. De aceea veneau din Ierusalim, veneau din toată Iudeia la Ioan ca să-L asculte. Veneau și se botezau, întrebau ce trebuie să facem. Veneau până și saducei și farizei, deși unii dintre ei o făceau mai mult din curiozitate. Ei erau convinși că sunt pe calea cea dreaptă, ei erau convinși că fiind fiii lui Abraham, ei nu mai au nevoie de altceva, se considerau aleși, se considerau mântuiți. Și Ioan îi avertizează: Dumnezeu poate să facă fii ai lui Abraham și din aceste pietre. Nu vă bazați pe certitudinile voastre, nu vă bazați pe acestea, ci fiecare dintre voi trebuie să se convertească. De fapt, acesta este îndemnul pe care îl adresează astăzi Ioan. Convertiți-vă! Împărăția lui Dumnezeu este aproape. De fapt, mai întâi este o veste bună. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Nu numai împărăția cerurilor la care noi ne gândim că vom ajunge, în care vom ajunge după moarte, la sfârșitul lumii, la sfârșitul vieții. Nu, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Spune Iisus, împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră. Și sunt atâtea parabole, atâtea asemănări care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că odată cu venirea lui Iisus în lume, a venit și împărăția lui Dumnezeu. O realitate tainică pe care noi nu o vom percepe niciodată dacă nu ne vom converti. Iată de ce spune Ioan: convertiți-vă, pentru ca să vedeți împărăția lui Dumnezeu, pentru ca să înțelegeți această realitate care e prezentă în mijlocul vostru, în viața voastră, în inima voastră. Nu o poate vedea nimeni, această împărăție, această realitate tainică, decât cu ochii credinței. De aceea când Ioan spune convertiți-vă, a se converti nu înseamnă numai a se trece de la o religie la alta, de la o confesiune la alta, sau a schimba ceva marginal, superficial în viața noastră.
A ne converti înseamnă a schimba modul de a gândi. Înseamnă a vedea realitatea cu ochii lui Dumnezeu. Înseamnă a ne lăsa călăuziți de lumina pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu și a înțelege care este planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dacă noi am încercat să găsim câteva minute, 2, 3, 5 minute în fiecare zi și să ne așezăm în fața lui Dumnezeu închizând televizorul, telefonul, internetul și celelalte lucruri care ne pot deranja, ne-am așezat în fața lui Dumnezeu și am vorbit cu El. Nu numai rugăciunile pe care le știm pe de rost. Am încercat să facem un dialog care să pornească din sufletul nostru, din viața noastră. Un dialog în care să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce trăim și ceea ce simțim. Un dialog în care să cerem lumina Harului Său. Atunci vom vedea că împărăția lui Dumnezeu despre care vorbește Ioan astăzi și pe care Iisus a adus-o în această lume, El, Iisus, este Cel peste care coboară Duhul Sfânt. El este Cel care ne va boteza, spune Ioan, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În momentul în care primim această împărăție, noi îl primim pe Duhul Sfânt. Primim focul iubirii, focul dragostei, care cu adevărat ne va face să ne pregătim pentru venirea lui Hristos, care este iubire. În momentul în care noi înțelegem că lucrurile pe care le cumpărăm în această perioadă, cadourile pe care le facem, trebuie să fie însoțite totdeauna de iubire și să fie adresate nu numai celor pe care îi cunoaștem sau prietenilor, ci și celor care au mai mare nevoie și duc lipsă, în momentul acela noi ne-am pregătit cum se cuvine pentru Crăciun. În momentul în care am îndepărtat din sufletul nostru ceea ce este rău, păcatul, pentru că aceste căi care sunt nedrepte, putem să le netezim printr-o spovadă bună, să umplem golurile pe care le lasă de multe ori păcatul în sufletul nostru. Dar spuneam puțin mai înainte, această iubire pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu și față de aproapele. Mi-aduc aminte când eram seminarist, a venit un misionar de-al nostru, care era undeva în Mexic, aproape de granița cu Statele Unite. Și printre altele ne povestea că primea foarte multe bunuri de la niște prieteni din Statele Unite, care erau destul de înstăriți. Și spunea, din fericire, reușesc să scap repede de ele. Păi cum? De ce vă dau aceste bunuri ca să scăpați de ele? Și a răspuns, da, pentru că acolo, în Mexic, sunt foarte mulți oameni săraci, foarte multe persoane care au nevoie de ajutor. Și eu am o filozofie a mea. Dacă primesc ceva și țin pentru mine, am mâinile ocupate și nu mai pot primi altceva. Dar dacă în momentul în care primesc ceva, dau mai departe imediat, mâinile mele sunt libere ca să pot primi din nou. Și de fapt așa se întâmplă. Cu cât le povestesc prietenilor că am dat bunurile mai departe, cu atât primesc mai multe din partea lor. Poate este o idee să ne pregătim pentru Crăciun, oferind iubire, iubire care se concretizează în diferite forme, în relația noastră, mai întâi cu Dumnezeu, dar și cu aproapele. Lăudați pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea. Vă reamintim că astăzi colecta care se face la toate liturghiile este pentru Caritas. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la Domnul. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat,
din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui, ci iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Iubiți frați, așteptând venirea în slava Mântuitorului nostru, să-i cerem astăzi harul credinței pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul Măririi, Domnul Păcii, binevoiește a răspândi împărăția Ta pe tot pământul. Binevoiește a le da credincioșilor Tăi harul să înțeleagă tot mai profund valoarea marelui dar al credinței și să-Ți aducă necontenit mulțumire pentru acest dar. Binevoiește a le da convingere neclintită celor șovăielnici în credință și lumina harului Tău celor care încă nu Te cunosc. Rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le da nădejdea fericirii cerești celor mâhniți și celor greu încercați. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a ne întări speranța că primindu-Te cu iubire în preasfânta Euharistie, Te vom putea întâmpina cu bucurie când vei veni în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Înveselește suflete celor răposați cu vederea slavei Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! În tăcere punem pe altarul Domnului și intențiile noastre personale. Doamne Iisuse Hristoase, care întrupându-Te din Fecioară, Te-ai făcut asemenea nouă la venirea Ta glorioasă, fă-ne, Te rugăm, asemenea chipului măririi Tale, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
Să ne rugăm împreună pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre. Dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și pretutindeni, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El l-au prevestit toți prorocii, Fecioara Mamă cu dragoste negrăită l-a purtat, Ioan Botezătorul a vestit că e aproape și l-a arătat venit între oameni. Și nouă, Domnul Hristos ne dă harul să întâmpinăm cu bucurie misterul nașterii sale, ca la venirea Lui să ne găsească priveghind în rugăciune și tresăltând în cântări de laudă. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să spunem: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți sunt cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Noi viața
Să ne rugăm. Îndestulați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participarea la tainele sfinte, să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, fericite Anton Durcovici, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Vă rog să aveți puțină răbdare, că e o săptămână plină de evenimente și avem mai multe anunțuri. Marțea viitoare, 6 decembrie, la ora 19, în aula Fericitul Anton Durcovici, va avea loc a treia întâlnire comunitară lunară din seria dedicată rolului și importanței Sfintei Scripturi în viața noastră. Ca și precedentele, întâlnirea va fi coordonată de Părintele Profesor Iosif Antili. Vă reamintim că sunteți invitați și puteți participa cu toții, adolescenți, tineri și persoane mai în vârstă. Joi, 8 decembrie, este solemnitatea neprihănitei zămisliri. Fiind sărbătoare de poruncă, Sfintele Liturghii vor fi celebrate ca în zilele de duminică. În cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11 vor fi hirotoniți ca diaconi 10 seminariști din ultimul an, pe care e bine să îi însoțim cu rugăciunile noastre, mai ales în aceste zile. Sâmbăta viitoare, 10 decembrie, în ziua comemorării fericitului Anton Durcovici, aici, la Catedrală, va avea loc un simpozion cu titlul Anton Durcovici, Marton Aaron, frații în episcopat, mărturisitori ai lui Hristos pe drumul crucii. Programul va începe la ora 10 și se va încheia cu Sfânta Liturghie la ora 12. Duminica viitoare, la ora 19, va avea loc concertul tradițional de Crăciun, susținut de corul tinerilor noștri, concert la care vă invităm pe toți. Anul acesta, concertul are o rezonanță aparte, deoarece se împlinesc 20 de ani de când acest cor al tinerilor are un nume,
Juvenis Ecclesiae, și un renume dobândit mai ales prin concertele de Crăciun din fiecare an, dar și prin cântările deosebite de la toate celebrările la care corul a participat. Datorită concertului tinerilor de duminica viitoare și concertului seminariștilor de peste două săptămâni, vă anunțăm că în următoarele două duminici, pe 11 și pe 18 decembrie, liturghia de seară, care se celebrează de obicei la ora 18, se va celebra cu o oră mai devreme, deci la ora 17. Vă mai aducem la cunoștință că biroul parohial a fost mutat înapoi în clădirea de vis-a-vis, unde a fost până în primăvara trecută, deci nu mai este la ieșirea din catedrală pe dreapta. A apărut revista Lumina Creștinului pe luna decembrie. La ieșirea din catedrală, câteva tinere de la centrul de plasament al Caritasului vor să vândă unele obiecte religioase și felicitări de Crăciun confecționate de ele. Mai multe detalii despre unele dintre aceste evenimente găsiți la afișier și pe site-ul parohiei. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și un timp de advent binecuvântat. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.